Încă o dată bună ziua la toată lumea. Suntem la Muncești. În continuare împreună cu toată echipa suntem în inspecție pe ceea ce ține nemijlocit de intervenții. Ce am vrut să vă rog foarte mult, dragi locuitori ai municipiului Chișinău, oaspeții capitale, dacă nu este nevoie să ieșiți neapărat în oraș, ar fi foarte bine dacă ați putea evita. Noi în continuare suntem cu toate efectivele pe care le avem în teren și ne concentrăm pe traseele centrale, trotuarele centrale, dar așa cum ați văzut și de la informațiile Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cele mai mari cantități de precipitații sunt în municipiul Chișinău. Dacă este să ne referim la ceea ce se întâmplă în țară. Și rog de cealaltă parte și înțelegere, pentru că muncitorii tot nu pot să intervină la nesfârșit, sunt în echipe, în ture și se muncește foarte mult în această privință. În unele zone deja avem zăpadă de peste 20 de centimetri în municipiul Chișinău. Lucrăm în această privință. Toată lumea este în teren, fiecare sector are responsabilii săi. Ne concentrăm pe intrările în oraș, arterele magistrale și trotuarele de bază. După care o să intervenim și pe cele secundare. Din informațiile pe care le avem public de la Serviciul Hidrometeorologic, urmează să ningă în continuare intensiv în Chișinău până noaptea târziu și vreau să vă asigur în această privință în continuare. Dar este foarte mult de lucru în acest sens și încă o dată intervin cu rugămintea, dacă nu este nevoie neapărat să ieșiți, să încercați să evitați să faceți acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și vă doresc o zi cât mai frumoasă tuturor în continuare și toate cele frumoase și bune. La revedere! Vedem diferite comentarii, reiterez, cea mai mare cantitate de precipitații este la Chișinău, chiar și aici suntem în săpadă de peste 20 de centimetri în acest sens. O zi frumoasă în continuare tuturor, vă doresc!